Gazmetan Media și-a învins Pandurii Târgu Jiu cu scorul de 5-2 în deplasare la Drobeta Turnu Severin. Nou promovata Gazmetan Media și-a reușit o repriză secundă cu 4 goluri marcate, ratând și alte ocazii în fața Pandurilor. Nu ascund faptul că toată săptămâna jucătorii au stat sub pervuzii și antibiotice. Cred că în afară de vreo 2-3, până și juniorii sunt gripați, inclusiv eu. E clar că dacă nu poți să alergi în fotbal, nu poți să faci nimic. Iar noi când am căzut din punctul ăsta de vedere, ați văzut ce s-a întâmplat. Cred eu că dacă nu ar fi fost acest virus care ne-a trântit pe toți, vorbeam altfel la meciul de astăzi. Sau vorbeam altceva și de rezultat, 100%. Cristi Pustai, antrenorul celor de la Gazmetan Media, și-a mizat și pe problemele medicale de la Pandurii. Am știut că adversarul, trecerea timpului, are o evoluție un pic cu pregătirea fizică, ceva probleme, pentru că și voluntarii au egalat și pe final au mai avut șanse, așa că am forțat, am dat destul de repede golul 2 și 3, iar din acel moment cred că pe teren a fost o singură echipă. După acest eșec, Pandurii Târgu Jiu se află pe locul 9 cu 24 de puncte, în timp ce Gazmetan Media și-a urcat în fruntea clasamentului, având 37 de puncte acumulate.